Dacă se consolidează și capacitatea ANAF-ului de a diminua evaziunea fiscală, pe măsurile și veniturile pe care le are bugetul de stat în momentul de față, am convingerea că de la mijlocul anului, fără să introducem taxe suplimentare pe combustibil, putem să începem primii pași de reducere a CASE-ului. Sunt convins că acest lucru se poate. Totul este să vrem și să lucrăm prioritar pentru relansare economică cu efecte pozitive, inclusiv pentru populație, nu numai pentru economie, dar cu diminuarea dorinței de a privi bugetul ca pe un instrument cu care să ne servim baronii locali. Și aici vreau să fiu foarte clar. Nu este vorba numai de interesele unui partid aflat la guvernare, ci toate partidele aflate la guvernare, ca o tradiție, își construiesc bugetul și cu gândul la susținerea electorală de care au nevoie în ani electorali. N-a făcut-o numai acest guvern, au făcut-o cam toate, doar cele care n-au putut pe timp de criză n-au avut în vedere acest lucru, însă este clar că bugetul trebuie să reflecte interesul național și nu interese de partid. Nu este de conceput în ziua de astăzi că impunem o taxă nenecesară care generează creșteri de prețuri la transport, la alimente, la agricultură, la orice, în viața de zi cu zi, doar pentru că trebuie să creăm niște resurse necesare baronilor locali. Baronii locali să privească cu multă atenție și cu îndrăzneală la fondurile europene, cu prioritate. Deci cam asta este. Convingerea mea este că cele 3 luni vor fi prelungite la pentru totdeauna. Ce înseamnă 3 luni? Deci luna și când ar trebui introdusă? Deci ianuarie, februarie, martie, sunt 3 luni. Deci când ar fi prima zi de introducere a taxelor? Sigur, e o păcăreală. E o poantă. Bun. Denisa Pascu, România TV. Bună seara, domnule președinte. Bună. Vreau să vă întreb ce garanții ați cerut, ce garanții v-a oferit premierul că după ce promulgați bugetul fix... Cuvântul de onoare și cred că... Credeți în cuvântul premierului? Sunt nevoit să o fac.